Calandru tămăduit, reparat, resuscitat. Am reparat partea de electrică, electronică, că avea niște circuite integrate defecte, pentru că oamenii, când li s-a stricat heblu, că ăsta a fost defectul inițial, i-au dat din nou de heblu, încă o dată și încă o dată și încă o dată să-l pornească. Și au pornit cuptorul ăsta, calandrul, l-au pornit, forțat, în timpul în care făcea scântei acolo ăsta. În timpul în care făcea scântei firul și pornindu-l forțat de mai multe ori l-au stricat. S-au ars ceva pe plăcele grănice, trei circuite integrate. Și le-am schimbat și am schimbat și heblul cu altul nou. Bine, de proastă calitate heblului prin România, nici nu găsești hebluri de bună calitate, 32 de amperi. N-am, așa. Și acum văd că merge, se încălzește, face, drege, bate cuie.